ce e. Ce s-a întâmplat, domnule? Sună jucătorii înainte de meci, nu se face așa ceva. Nu manevră. Eu dacă îi sunam jucătorii ei, făcea ca toți dracii spârlita asta, da? Păi i-am spus, dă-o drag. Haideți să vorbiți un pic cu noi. Intereseze dacă joacă, dacă bine, n-am pierdut din cauza, dar nu se face. Eu dacă făceam așa cu jucătorii ei, cred că nu era, nu-i conferent. Dar când te-a sunat, domnul Mane? Astăzi! Hai, bă, gândește-te, bă, jucătorii, dacă nu mă credeți. Astăzi, azi dimineață. De bani a fost vorba, a zis de ceva de bani? Nu știu nimic, dar nu se face așa ceva. Eu dacă îi sunam jucătorii ei, făcea ca să-l trage. Gata, Bogdane, la... Tedescu l-a sunat, joci, nu joci, ce? De ce o interesează pe ea ce? Și suni în ziua jocului, nu? Și ce i-a spus acum? I-a spus, da. Și ce-a spus? Vreau să iau nu știu ce la ruși, în drogă acolo, care tupeu. Dar băieții v-au spus înainte sau după pe despre mei? Nu, un rezultat nemeritat, pentru că puteam să scoatem un rezultat de egalitate ușor. Am avut și situații de a marca. Ăla a ratat cu poarta goală, a pus capac curtuiul și ultima minge, acum singur cu portarul. Am prins un gol dintr-o greșeală de marcare. Nu pot să zic că n-am jucat. N-am jucat, asta e. E o echipă care încercăm acum pe parcurs să închegăm niște relații de joc. Sunt niște jucători care au venit anul ăsta. Jucători tineri, zic eu, talentați, care încă nu s-au integrat așa cum trebuie. Dar sperăm că pe viitor. Da, băieții, v-ați spus de telefon înainte sau după? Bineînțeles, după ce i-au sunat, m-au sunat imediat. Și nana m-a sunat, Ana Maria. De ce? Să mă întrebe dacă joc, dacă mi-a sunat cartea verde, tot. Imediat după 5 minute mă sună Predescu. Nu m-a sunat Ana Maria. Dar de ce? Dacă joc, așa se face. Și n-a sunat în momentul ăla? N-am sunat-o, pentru că nici n-am vrut să-i spun. Dar i-am spus acum, băi, nu se face. Dacă eu sunam ție vreun jucător sau un conducător de la mine, sunam jucătorii, eu zic că nu-i normal să-i suni. Puteți să-mi sune mâine dacă avea nevoie de el cu Rusia sau ce drugă e acolo. Dar nu se face bine. Păi degeaba o jură oamenii ăștia. I-au spus să o lase mai moale sau care-i? Spune-ți. Asta nu. S-a interesat că dacă joacă, dacă a primit cartea verde, dacă... Eu știu ce le-a spus. Așa, dar băieții m-au sunat și mi-au spus. Nu-i normal. Eu dacă aș fi sunat în ziua jocului vreun jucător de la care am avut și eu jucător, care am avut la lot. Dar eu respect chestiile astea, eu văd că nu le respect. Dar nu mă miră, că văd tratamentul oamenilor ce frumos o primesc. Asta